Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal YouTube. Astăzi sunt aici pe contul meu și voi face un 93+, toți ori shapeshifter player pick. Nici nu știam că e repetabil și am zis, bă, decât să fac haică, nu? Mai bine fac un de ăsta, pentru că de aici poate să-ți dea de pe orice ligă și poate chiar îmi intră în echipă, așa haică-nii se leagă greu. Asta e prima echipă, cea de rating 90, sper sincer să am fudări și pentru cea de 88 rating. Ne despărțim de Chiesa după 107 meciuri cu destul de multe contribuții, pot spune, dar au apărut foarte, foarte multe carduri, chiar dacă arată foarte bine acest Chiesa cu 99 pace și ce atribute mare el, cred că totuși ne putem despărți de acest card, pentru că la echipă vor veni mulți alți jucători foarte, foarte interesanți. Da, uite, totuși îl băgăm pe Cafu, până un alt îl băgăm pe Cafu, că l-avem și pe Bala, că l-avem pe băiatul ăsta, nou variantă upgradată, îl băgăm pe Cafu aici și vedem, poate salvăm pe Chiesa, nici pe un Titi nu l-aș băga, nu știu frate pe care să-i salvez. Hai să-i dăm așa Samir, la asta e 90, să nu greșesc, da, de Sterling de 92, Calhanoul ăsta de 94, ok, totul bine, varianta de 91 și Cafu. Nu știu, sper că va merita, poate îmi dă și mie ceva în al 12-lea ceas, poate primei și eu ceva, frate, în al 9-lea ceas, nu în al 12-lea, nu știu ce a fost cu vorba aceasta. Poate primești și ceva în al 9-lea ceas. Ia uite, workout de aici nu e rău, hai cu ceva bun, Oblak. Nu, Skriniar, ok, merge și Skriniar. Poate primești și eu ceva bun după atâta timp, că ar cam fi cazul și aș cam avea nevoie de un card acolo. Uite, dacă mi-ar da Musiala nu m-a supărat, dacă mi-ar da Joao Felix m-a supărat, dacă mi-ar da Ruben Dias, De Ligt, Varane, ăstea sunt carduri pe care le-aș putea introduce ușor în noua echipă pe care vreau să o fac. Nu vreau încă să vă arăt care e treaba cu noua echipă. Păi ăștia doi nu aș vinde, că sunt tradable trap cu Skriniar, dar hai că vedem dacă o să avem nevoie de ei în echipă, probabil că o să-i băgăm. Hai să vedem, am aici, îmi cer un Team of the Season. Nu cred, Team of the Season aici. Ăsta este Team of the Week upgrade, 81 plus Team of the Week. Haide măcar cu un 84-85. Ar fi super să primim din acest Team of the Week upgrade, pentru că altfel trebuie să băgăm ratingul mult prea mare pe lângă. Bine, aș putea și cumpăra, dar v-am spus, n-aș mai vrea să cheltui coin și... Haide-mă, te rog, dă-mi unul bun. Nu, nu s-au ridicat reflectoarele, are 81 sau 82, 82. Hai să vedem dacă facem treabă cu ăsta, ceea ce nu prea cred. Că aici nu mai merge, cu 84 aici nu merge. Bun, deci trebuie 85 și gata. Avem, în acest moment, 93+. Toți ori shapeshifter player pick, 1 of 4 pe contul meu. Să vină unul din cei menționați mai devreme, Ruben Dias, Varane, De Ligt, Musiala, Joao Felix, cred că mi l-aș dori foarte mult, Mahrez, care l-am tradeable, ar fi top. Să vedem dacă avem acest noroc, haide să vedem. Și în acest moment, haide mă, l-am deschis în 3, 2, 1, stați să vedeți și voi, 3, 2, 1 și i-am dat, haide cu unul bun din ăștia 4, te rog, Doamne, haide cu unul bun, frate, unul bun din ăștia, să fie un card de peste 600-700.000 ar fi top. Ok, primul, haide mă, haide, shapeshifter, team 1-2-3 cred, alături de toate variantele toți. Începem forță cu un portar Samba. Ce pot să mai spun? Haide să fie singurul din lista asta de 4 jucători. Am început cu stângul, hai să continuăm mai bine. Ok, 90 e fizică, dar nu-mi place 99 heading. Mamă, 94 pe dribbling. Ok, 85 passing, 95 pe shooting. Ah, cred că e Maguire, mă. Lautaro, era să zic Lisandru, Lautaro Martinez, care e ok de super sub, dar nu e exact ce căutam eu din picul ăsta, dar să zicem că merge. Haide mai departe, hai mă cu unul, mamă, iar al doilea portar și ultimul top portarea. 94 physical, 66 defending, 95 dribbling, dar n-are agility balance. Ăsta chiar cred că e Maguire, da bă. Băi, ce player pic, băi, să zicem că ne-a salvat cât de cât Lautaro, da? Nu știu, frate, 250.000, nu e ce aș fi vrut, băi. E un car bun, dar nu e neapărat util pentru mine. Însă, v-am spus, este un card ok. Da, mă, l-am băgat și pe Cafu, l-am băgat și pe Chiesa, mi-a picat Maguire, mi l-a mai dat pe Maguire, deci pe lângă că l-am odată, îl vedeți pe bancă, mi l-a mai dat încă de vreo 3 ori din picuri de astea. Vă dați seama că nu l-am mai ales, mamă, și l-am dat și pe Toko Ekambi. L-am dat și pe Toko Ekambi, băieți, nu-i Caterinca. Stați un pic că nu mai pot să fac chem. Oricum, acum am un plan să-l fac pe Davis. O să vedeți, probabil că îmi postez clipul ăsta. Poate deja am echipa updatată la zi, să zic așa, exact cum am vrut eu să o fac. Și am dat drumul aici și la un clip, băieți. Hai să vedem dacă ne dă ceva. Sunt aici alături de fratele meu pentru cei de pe clip. Salutare. Și hai să vedem dacă dă ceva pe contul meu acum.
Am pecuri destul de foarte bune. În pecuri în acest moment este promoția level up. Să lași la final ăla, ca idee. Încep, da, da, da. Ia-le, uite, 383 plus. Sau cum vrei tu, nu, așa le iau. Hai. Încep cu 383 plus, din care este workout. Nu cred. Messi. Nu, e Di Maria. Nu e workout. Nu știu, eu nu înțeleg animația workout. Vine cumva din stânga. Nu știu. Haide, bă, fodder pentru Kante și poate un level up de ăsta nou, șmecher. Bă, 1 3 să dea. Bun. Haide să vedem din ăsta. Dacă aici pică un 87. O! Oh! Bă, haide. Ci, mă, cel mai prost. Cel mai prost pace. Mamă, bă, am văzut și noi animația, e cea mai, uite, 2 cu 2 ca trenul, Doamne ferește. Hai, da, că îl repar. 585. Haide, mă. Un back to back. Salut, Mario, băia, cu minte. Poate fi în spate acum. Ia, portughez. Haide, bă, dă, mă, Ronaldo, cred că l-am pe ăsta. Ia, haide, mă, în spate, un de ăsta nou. Oh, corona. Bă, a dat 2, a dat 2. Bine, mă. Cred că cei mei proști. Back to back. Da, bă, cum ai zis tu, da, măcar a dat, bun. Ăștia îi băgăm la Kante direct, ne apucăm de Kante că... Nu, no, cred că am picat Enzo, da, că am picat Enzo. Hai să vedem că... Haide! Poate mai... Ultimul. Înainte de și bombă. Și de Doamne ajută. Deci ne-a dat deja 2 din 85 ori 25. Pe bune, bă, cei mei slabi. Haaland, ia uite-l. Și în spate l-avem pe... Ruben Dias. Pe KDB. Ma, hai că KDB. Bun, hai să facem un stat reveal. Haide, deschide-l că oricum nu o să apară ăla. Și după băgăm imagine în stats de reveal să vedem, deschide-l, că n-are cum. 91 rating vreau, deci vreau 91 rating, te rog. Te rog, 91 rating. Hai Messi. 89. Cu Messi, bă, ai văzut Brazilia și că Messi. Dă-i. Dă-i și după, fii atent. Hai să vedem pe fodder, e bun, e bine pe fodder, e ok. Dă-i R1. Ăla. Bun, hai să vedem, hai să vedem, băieți. Trebuie să avem un level up de ăsta. Mai dă-i o dată, mai dă-i o dată. Da. Ok, acum avem un singur jucător, cred, care ori e duplicate, ori e direct level up de ăsta. Ia să vedem. Ia, haide, mă. Oh, bine! E de ăsta nebun, dar să nu fie tot duplicate, că dacă e tot unul, apasă pe... Direct unul din ăștia doi, ăla din mijloc nu poate. Dă-i pe ăsta. Și de două ori la dreapta pe runa. Așa, bun, hai să vedem, băieți, haide mă cu unul bun. Haide cu un level up de ăsta. Hai, scrieți un pic în chat ce jucător credeți că este ăsta. Chiar că, hai să vedem dacă ghiciți. Bă, dacă are 97 fizică sau 88, e unul din ăștia. Bine, nu neapărat. Haideți, mă, ziceți, cine credeți că e Renato? Hai. Bă, eu cred că e duplicate, eu sincer cred că e unul de ăsta duplicate și e bunul în aia de nia, da, dar nu mai zic. Nu, n-are. Și n-a dat niciun gol duplicate? Că gen dacă e gol duplicate, ăsta e primul și după gol duplicate. Vedem, haide. E Cipi Filipoiu, haide mă. Nu e niciunul din ăștia, ok, e 91, cred că e, cum îl chemă, ăla. Hai să vedem. Eu vă zic că e ăla primul. 78 dribbling, 71 passing, 53. E ăla, bă, v-am zis. Du-te. V-am zis, ieși. Hai că mai avem șansă să pice. Dar v-am zis că sigur, eram sigur că dă și duplicate. Hai să vedem acum, băieți. Trebuie să avem în continuare duplicate. Probabil, Trap, cred că e duplicate. Rodri e duplicate. Ruben Dias e duplicate. Cross e duplicate. Ok, haide acum, te rog. Nu. Un singur level up din pack-ul ăsta, bă, unul singur și ăla pe care deja l-aveam. Nu mai am ce să zic, bă, ăsta mi-e contul, ăsta mi-e norocul, pui mei. Cred că au deschis băieții de, le-a dat Werner și alea, cred că au deschis un pack și le-a dat. Bă, cam asta a fost, ce bă, să mai zic. Dezamugis. Bun, băieți, și încă un item pick, mamă, Sami și lui Rusilion și lui Lautaro. Mamă, ea și-a băgat tot clubul. Cred că și-a băgat tot clubul să facă acest icon pic. Hai să vedem dacă îi dă ceva bun. Din nou un stats reveal la cerere. Toată lumea vrea stats reveal. Știu că voi mai vreți să vedeți și direct, dar toți vor stats reveal. Haide, l-am deschis. Am cu ceva bun, mă. Unul să dea bun. Un card de 4 milioane vreau. Vreau un icon de 4 milioane acum. Haide. Și mă, 83 physical. E foarte ciudat. E foarte ciudat acest 83 physical. 96 defending, mamă. Maldini, dar nu cred că e bă Maldini așa slab pe...
Bă, Maldini, bă, da, bă, l-am ghicit. Ai, băi, Maldini. Deci deja e un small win. Da, era mișto să fie varianta. Bă, dar Maldini așa are 100 pe dribbling. Are food, are food birthday. Acum ziceam că ar fi fost foarte tare să-l dea pe la food birthday pe Maldini. Dar l-are pe la food birthday deja. Ok, 90 physical. 94. Bă, dar iară, bă, dă fundaș, mă. Iară dă, bă, fundaș. Doamne, iară dă fundaș. Dacă n-am mai dat la fundaș ultimul, ăsta e portal noi. Ăsta e de atac, mă. Ăsta e de atac, mă, dribbling-ul. Mamă. 8-2 passing. Oh my god. Oho, Raul, mă. Zeie, bro, ce alegi? Mamă, l-are. Deci dacă nu l-avea pe Maldini football, e vina ta. E vina ta, tuc-tuc, că l-ai pe Maldini football, de. Dacă nu l-aveai, ăsta era win. Era win, bro. Era win ăsta dacă nu l-aveai. Dacă nu l-aveai, mie nu mi l-ar fi dat acum o lună când aveam și eu nevoie de un câbă. Și cam ăsta a fost clipul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Cipi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Pa, pa.